Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei, de aici, de la Tale Dimineții. Sună și alarma, deci cu clar ne trezim. Nici dacă am fi vrut, nu am fi putut să o regizăm atât de bine. Cei care sunt liberi astăzi, pentru că în România, astăzi, e sărbătoare, dragii mei. Sărbătorim Mica Unire. 24 ianuarie 1859. Ci că s-a înfăptuit Mica Unire. Așa spun istoricii sau cei care știu mai bine decât noi. Vreau să facem așa o să facem o poveste așa la prima oră, pentru că am văzut că sunteți câțiva deja alături de mine. Vă mulțumesc pentru like-uri și pentru susținere și vă salut ca în fiecare dimineață. Și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Văd mesajele de la voi și asta îmi dă curaj și n-o să renunț. O să vin în fiecare dimineață să povestim aici la Tale Dimineții ce se mai întâmplă prin județul Hunedoara. Și nu doar în județ, și în țară. Nu, știți, eu mereu spun că nimic nu e întâmplător în viață. De atâtea ori am pățit asta, încât deja mă bazez foarte mult pe Dumnezeu și pe divinitate. Cei care sunteți alături de mine știți că fiecare pas e bine ghidat. Săptămâna trecută ar fi trebuit să am un invitat. Știți că l-am anunțat, pe urmă a fost o reluare, s-a întâmplat ceva. Nu am spus de ce, dar vedeți, nimic nu e întâmplător. Pentru că săptămâna trecută, din motive tehnice, acea emisiune nu s-a putut face, nu s-a putut difuza. Și cum nimic nu e întâmplător în viață, exact astăzi, de Mica Unire, de 24 ianuarie 1859, suntem în 2024, nu mă corectează nimeni, nu sunt frate în 1859. Dar alături de mine, dragii mei, la Tale Dimineții nu putea fi decât un om care cunoaște istoria și care știe să ne spună ce înseamnă 24 ianuarie pentru noi, pentru români. Nimeni altul decât Sorin Tincu. Bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit, bună dimineața telespectatorilor și, în ultimul rând, un la mulți ani în această zi de sărbătoare, care până la urmă reprezintă un prim pas important și probabil fără de care nu s-ar fi putut realiza România Mare așa cum o știm noi astăzi. Invitatul meu este directorul Muzeului Castelului Corvinilor din Hunedoara. Am zis bine? Mi-a ieșit? Da, într-adevăr. Mi-a ieșit, dragii mei. Adică el este omul care ne așteaptă la castel, el și echipa lui acolo la Hunedoara. Cu toții iubim acest castel, nu pot să-i zic palat, am mai încercat-o, dar nu a ieșit, nu e palat, e castel, așa-i? Da, este un castel, într-adevăr. Care e diferența între un castel și un palat? Păi, în cazul Hunedoarei, spre exemplu, ca și ansamblu, Castelul Corvinilor cuprinde și palatul Bethlen și așa numitul palat de festivități realizat de Iancu de Hunedoara. Deci vorbim de un ansamblu mult mai mare care cuprinde o serie de clădiri care poartă denumirea, sau și de clădiri care poartă denumirea de palat, alături de ceea ce înseamnă structurile defensive tipice, respectiv turnurile de apărare, bastioane și așa mai departe. Îl cunoaștem cu toții, dragii mei, pe invitatul meu, pentru că e pasionat de istorie. Face lucrurile altfel, pune foarte multă dăruire în ceea ce face, dar invitația mea de astăzi e una altfel, pentru că aici vorbim despre oameni, vorbim și despre clădiri, vorbim și despre ce primim de la ce am primit de la străbunii noștri, de ce vrem să păstrăm și de ce e important să păstrăm ceea ce primim de la ce am primit de la străbunii noștri, cum ar trebui să păstrăm. Cei care au făcut școală și știu, aici e diferența, că de păstrat și eu vreau să păstrez. Dar problema e că nu știu cum. Și nu știu dacă noi, cei care iubim ceea ce am primit și iubim această țară, nu știu dacă știm
să facem lucrurile așa cum ar trebui. Dar știți că am eu o vorbă, omul sfințește locul. Și am găsit locuri pe care noi le iubim și am găsit și oameni care știu să le păstreze așa cum ar trebui. Și astăzi e o poveste despre omul Sorin Tincu, așa cum eu l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, foarte mulți ani în urmă, nu spunem cât, că ne dăm în vileag vârsta, pot să spun doar așa, în copilărie și în adolescență, până la un anumit punct al vieții noastre, am străbătut aceleași străzi. Zic bine? Da. Aceleași străzi, cred că este cel mai potrivit, având în vedere dimensiunile orașului din care venim amândoi. Și eu și invitatul meu din această dimineață ne-am născut și am crescut în Sebeș, nu foarte departe de noi, de aici, de la Deva și, în cazul invitatului meu, Hunedoara. Dar am ales, dragii mei, un alt loc în țara asta pe care să-l numim acasă. Ajungem acolo, vreau să-l rog pe Sorin să facem un exercițiu de imaginație. Și astăzi ești la oră, intri la clasă, ești profesor și o să povestim, tu chiar ai făcut asta. Cum ți-ai începe ora de istorie? E zi liberă, n-ai fi avut ore. Dar să facem un exercițiu de imaginație că ai fi avut ore și intri la clasă și le spui elevilor tăi despre această zi. Cum ți-ai începe ora de istorie astăzi, 24 ianuarie? Aspectul ăsta l-am și trăit, adică s-a întâmplat. Întotdeauna am încercat... în scurta perioadă în care am activat în învățământ, să motivez elevul. Am încercat întotdeauna să fie puțin altfel, motiv pentru care niciodată nu am intrat în sala de clasă cu harta. Atunci când, vorbeam, spre exemplu, de descoperirile geografice. Preferam să desenez harta pe tablă, cerându-le și copiilor același lucru. Deci atunci când ieșeau la tablă la răspuns, trebuiau, e adevărat, vorbim de o aproximare, să schițeze harta lumii și pe tablă să-mi explice cu creta, trasând rutele, călătoriile care au dus la marile descoperiri geografice. Și în cazul micii uniri, lecția debuta cu o încercare din partea mea de a face pe elev să conștientizeze, în primul rând, importanța actului în sine. Pentru că faptele istorice sunt consemnate. Știm foarte clar cine și ce a făcut, dar părerea mea este, cel puțin, că însemnătatea acestei zile este cea care trebuie să primeze și elevul trebuie să conștientizeze cât de important a fost acest prim pas realizat de clasa politică din Moldova și Țara Românească la acea vreme, în ceea ce se numea, este un clișeu până la urmă, în îndeplinirea visului de viacuri al românilor, și vorbim de actul de la 1 decembrie 1918, care cu siguranță, fără acest prim pas, nu s-ar fi putut materializa. Este, dacă doriți, și un moment ușor festiv, pentru că sunt 165 de ani. În toată țara am văzut că sunt diferite tipuri de manifestări care să celebreze această zi, cum este de altfel și normal. Și revin la fraza cu care am început. Cel mai probabil o oră de istorie astăzi ar fi debutat cu o detaliere a importanței acestui act în istoria românilor. Mi se pare un lucru fără de care o lecție de istorie s-ar mărgini la înșiruirea unor evenimente și înșiruirea unor personalități care
pot fi memorate sau nu. Dar atâta timp cât semnificațiile acestei zile devin unele cu implicații personale, eu consider că atunci obiectivul profesorului a fost atins. Deci dacă elevul se atașează sentimental de această zi și de însemnătatea ei, putem vorbi într-adevăr de un elev educat, de un elev cu simț patriotic și de un, până la urmă, un român. Eu sunt așa mai apropiată de efemer, de ne plac legendele. Așa cum îl cunosc eu pe Sorin Tingu, ne taie macarona de fiecare dată, pentru că de fiecare dată vine cu o explicație științifică. Nu vreau să mergem mai departe, mai alocăm câteva minute acestei zile. Și eu am citit, că nu m-am apucat de învățat, și oricum ce am învățat eu la școală despre această zi nu bate cu ceea ce citim astăzi despre 24 ianuarie. Eu mi-aduc aminte, lecțiile de istorie erau adevărate povești frumoase, erau parcă un fel de altă istorie față de ceea ce astăzi citim, să spunem, în presă, pentru că nu am mai fost la școală, dar e clar că ceea ce citim astăzi nu seamănă cu ceea ce noi am învățat. De exemplu, dacă dai o căutare pe Google 24 ianuarie, eu n-am reținut niciodată că Franța și Marea Britanie, că Napoleon era în acea... Greșesc cu ceva? Napoleon era... conducea Franța pe vremea aia și regina Marii Britanii era Victoria, fără ajutorul lor. Așa reieșea din ce am citit eu pe Google. Cât adevăr e în toată povestea asta? Acum, ce să zic, internetul are până la urmă rostul lui, dar și învățătura are rostul ei, pentru că școala, până la urmă, și ceea ce acumulăm noi în școală ne permite să filtrăm informațiile apărute în mediul online și să discernem, până la urmă, ceea ce înseamnă adevărul istoric de ceea ce înseamnă, eu știu, de multe ori rezultatul imaginației sau al informării defectuoase ale unor oameni și care sunt puse în mediul online, eu știu, intenționat sau nu. Deci rolul școlii, până la urmă, este și trebuie să fie unul foarte clar, atât pentru noi ca părinți, pentru profesori, dar în primul rând pentru elevi. Experiența și cunoștințele acumulate în timpul școlii ne permit, până la urmă, și cred că cuvântul este cât se poate de potrivit, să facem această selecție între ceea ce este adevărat într-o informație și ceea ce este fals, mai ales că suntem în era dezinformării, ca să spun așa, în mediul online. Este un cuvânt pe care l-auzim frecvent în condițiile geopolitice actuale. Faptul că manipularea este la ea acasă în mediul online, ca urmare, îndemnul meu spre tânăra generație este să meargă la școală, adică nu neapărat să meargă la școală, să facă această școală cât se poate de serios, tocmai datorită faptului că informația acumulată până la urmă va fi cea care le va permite în viitor să discearnă adevărul de fabulație. Adevărul e unul, zic eu, pe ăsta l-am priceput și eu și foarte mulți dintre concetățenii mei, adevărați români, dragii mei, că, virgulă, cuza am făptuit unirea. Și s-a unit Moldova și țara românească. Am vrut să dau citire unui citat foarte frumos din proclamația de unire care a avut loc abia în decembrie, după ceva timp de la 1859. Dar un lucru a rămas pentru totdeauna, a rămas aici în căpșorul meu. Cuza a făcut unirea. Restul e poveste, dragii mei. Dacă vreți să știți adevărul, eu zic să
Căutați un profesor de istorie sau un om care a cercetat istoria așa cum a cercetat-o invitatul meu și să încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat cu adevărat în acea jumătate a secolului XIX. Cred că aici am spus și eu bine, un singur lucru l-am spus din istorie bine, că era jumătatea secolului XIX. Tot încerc să-l aduc mai așa aproape de poveștile noastre, că până la urmă noi, cei mai mulți dintre noi, percepem istoria ca o poveste. Rămânem la povestea științifică, pentru că nu o să se lase. Experiența, școala și studiile, cercetările pe care le-a făcut invitatul meu de-a lungul vieții, îl țin acolo ancorat în adevărul istoric. Ați auzit despre cum s-a exprimat. Există o istorie și un adevăr istoric. Ne acceptă și ne lasă, cel puțin pe mine, mă lasă să deraiez de la acel adevăr istoric, după care mă aduce cu picioarele pe pământ de foarte multe ori. Și hai să ne ducem undeva în vremuri. Nu putem spune de demult apuse, că erau frumoase, dar să nu părăm chiar atât de vechi pe pământul ăsta. Dar au trecut câțiva ani și tot am vrut să te întreb, de unde pasiunea ta pentru istorie? Am evitat mereu, pentru că speram să vină această emisiune și să-mi spui aici, în fața cameră, domnul profesor, a frapt, a trezit cumva în tine? Eu doar pe domnia sa mi-o aduc aminte. Pasiunea pentru istorie? Cred că pasiunea pentru istorie vine de mult, din spate, dinainte de liceu. Într-adevăr, profesorul de liceu, profesorul nostru din liceu, domnul Afrapt, a avut contribuția lui la ceea ce înseamnă apetitul pentru istorie al tinerilor de atunci, pentru că cu siguranță a fost și este o personalitate. Orele de istorie făcute cu dânsul erau unele, din nou, revin, extrem de personale. Mi-a rămas în minte că tot vorbim de Mica Unire, lecția de istorie care avea ca subiect Marea Unire și în care profesorul nostru de atunci este un tip mic de înălțime, foarte activ și care atunci când preda se mișca permanent prin clasă, foarte rar îl vedeai stând la catedră, se mișca prin clasă cu mâna stângă, așa cum amintesc, în buzunar, cu dreapta gesticula, dar a fost o lecție foarte personală. La momentul acela, ca și copii, pe noi ne-a umflat râsul, pentru că devenind nostalgic, povestindu-ne cum românii din Sebeș, din Daia Română, din Lancrăm, din Câlnic, au alcătuit delegațiile care s-au dus la Alba Iulia, efectiv, la un moment dat, a început să-i tremure vocea. Noi aveam impresia că o să înceapă să lăcrimeze în clasă. La momentul acela ne-am amuzat ca și copii, dar iată, este o lecție care cu siguranță a rămas... care a rămas în istorie și care cu siguranță, nu neapărat am greșit, nu a rămas în istorie, a rămas în conștiința noastră ca elevi și cu siguranță va rămâne, pentru că pe toți foștii mei colegi de clasă, dacă este să-i întrebăm de Marea Unire de la 1 decembrie 1918, își amintesc acest episod în care profesorul de istorie a devenit implicat emoțional în ceea ce însemna actul Unirii, emoție care, e adevărat, ne-a transmis-o și nouă. Nu am perceput-o atunci ca și elevi. Așa cum zis, reflexul inițial a fost acela de a ne amuza. Dar ulterior, dobândind până la urmă mai multe cunoștințe, mai multă experiență, am realizat că, de fapt, implicarea personală a profesorului a fost cea care a contribuit decisiv la cimentarea cunoștințelor despre respectivul eveniment în mintea și în conștiința noastră.
E o figură marcantă a copilăriei noastre, a adolescenței noastre, nu o să-l uităm niciodată. Era aspru, eu nu am iubit istoria, am făcut istorie cu, și cu doamna profesor Cutian, dar o să-mi amintesc mereu acei doi ani făcuți cu domnul profesor Afrapt. Ce mi-a plăcut și ce mi-a rămas în mie personal din poveștile, din orele de istorie și am avut o perioadă același profesor, se cobora la mintea noastră. Era aspru, era dur, trebuia să înveți, dar dacă încercai să găsești, cum găsesc eu, tot felul de legende și de povești, să atingi anumite subiecte, uneori reușeai să-l convingi să se coboare la noi și să ne lase să fabulăm și să... Mi-aduc aminte o teză, mi-a dat 10 pentru compunere și 5 pentru datele reale din istorie pe care le-am scris acolo și am făcut o medie și mi-a trecut nota. N-o să-l uit niciodată. De asta am și adus discuție, l-am adus în discuție. Eu sunt foarte curioasă, totuși noi am trăit ani în care... Și credeți-mă că venim din aceeași... Să spui, vreau să mă fac istoric la vremea aceea, cred că foarte multă lume te-a privit cumva, pentru că toată lumea mergea la facultate și făcea universitatea, politehnica. Erau vremurile alea când trebuia să faci o meserie. Nu știu, ai fost încurajat din prima, ai primit suportul ăla și familia, și profesorii, și când ai spus că vrei să faci istorie? Nu cred că le-am dat de ales părinților. I-am anunțat de faptul că am luat decizia să dau examenul la Facultatea de Istorie. M-au întrebat care este centrul universitar ales. Am ales Sibiul cu mintea mea de la 18 ani, dintr-un motiv cât se poate de simplu. Eram suficient de aproape de casă, dar în același timp suficient de departe. Este centru universitar și la Alba Iulia, și putut să fac istoria la Alba Iulia, dar totuși am considerat că sunt cam aproape de casă. Și atunci am optat pentru Sibiu și trebuie să mărturisesc că la momentul actual este o alegere pe care nu o regret. Nu regret în niciun fel faptul că m-am dus la Sibiu, deși în ceea ce privește experiența universitară nu se ridică la nivelul celei din Timișoara sau celei din Cluj. Dar centrul universitar din Sibiu, fiind mai mic, a permis o mai bună conexiune cu studenții din anii mai mari sau mai mici, astfel încât astăzi încă țin legătura cu foști colegi atât din an, dar și din an mai mari sau ani mai mici decât mine. După experiența Sibiu, tu nu te-ai oprit? Ai vreo amintire frumoasă din timpul facultății pe care ai vrea să o împărtășești? Nu știu, mie mi se pare așa, anii de facultate, ai o amintire, o boacănă, mai ales la voi, la istorici, care erați mereu plecați în tabere de cercetare. Să nu uităm, dragii mei, că mereu erau plecați în tabere de... Greșesc? Nu, într-adevăr așa este. Venind de la Universitatea din Sibiu, aceste stagii de practică arheologică, cum se numeau, după care urma o perioadă mai lungă sau mai scurtă în care activam pe șantiere arheologice, s-a făcut în județul Hunedoara. Deci contactul meu cu arheologia a avut loc în județul Hunedoara. Primul contact a fost la Orăștie, unde pentru o săptămână am fost pe șantierul domnului Carl Zeno Pinter de la Rotonda, celebra rotondă din cetatea Orăștiei, după care am optat în a merge în dealul Pemilor pe șantierele de preistorie. Arheologia preistorică mi s-a părut și consider în continuare că așa e, este mult mai atractivă
pentru un arheolog te obligă la mult mai multă atenție, neavând la îndemână mijloacele specifice cercetării din perioade mai târzii. Și aici vorbim de informație istorică, de documente și așa mai departe. Practic, preistoria o cercetezi la fața locului. Nu există alt tip de informație. Ca urmare, nu există structuri care să dureze. Scrise undeva. Nu există documente, nu găsești în preistorie, eu știu, ziduri de piatră, la noi cel puțin. Ca urmare, necesită o atenție foarte mare la conturarea complexelor arheologice, necesită o atenție foarte mare la ceea ce înseamnă stratigrafia respectivului sit. Și toate aceste provocări până la urmă au fost cele care m-au atras spre șantierele preistorice. După care, bineînțeles, a urmat cercetarea arheologică de la Castelul Corvinilor. Era o perioadă în care se făceau cercetări arheologice intense în grădina castelului, unde am intrat în contact cu tot ceea ce înseamnă istoria sitului, grădina castelului, pentru că vorbim acolo de contexte arheologice medievale, contexte arheologice antice sau contexte arheologice preistorice. Tot... Și vedem poze. Da, aici este o poză de pe un șantier foarte important pentru mine și nu numai. Este șantierul din Banat, de la Uivar, punctul Gomilă, șantier care a contribuit decisiv împreună cu coordonatorul lui, profesorul Drașovean, la formarea mea ca arheolog. Pentru că, evident, din facultate vii cu un bagaj de cunoștințe, cu anumită experiență, dar nu se compară cu experiența pe care am trăit-o pe acest șantier și cu provocările ridicate de un tel. Vorbim de o movilă artificială creată printr-o succesiune de depuneri arheologice. Da. Odată revenit însă la Hunedoara, cercetările arheologice derulate în zonă au devenit din ce în ce mai importante, din ce în ce mai personale, pentru că încet încet trebuie să înveți să te descurci, să iei decizii, să fii foarte atent atunci în săpătură, discutând cu colegii mei și, evident, păstrând proporțiile. Chiar spuneam că abordarea arheologică și situl abordat este similară cu o abordare medicală, pentru că dacă faci o greșeală în cursul acestei operații, riști să pierzi pacientul. În cazul nostru, ca arheologi, vorbim de un sit arheologic. Deci o abordare superficială te poate duce într-o zonă în care pierzi informația și, contrar concepțiilor actuale, pentru un arheolog ceea ce primează este informația înaintea obiectului în sine. Educația venită și pe filieră cinematografică, chiar am văzut că se rulează zilele astea intens seria Indiana Jones. Ca urmare, această informație istorică primează obiectul în sine pentru noi ca arheologi. Reconstituirea unui aspect, unui crâmpei din viața oamenilor care au trăit atunci este mai valoroasă decât obiectul în sine. Obiectul în sine contribuie la creionarea, mai clar sau mai puțin clar, a unui context, a unui moment din existența unui om atunci sau unei comunități sau din existența unui obiectiv. În cazul de față vorbim de Castelul Corvinilor. Chiar am văzut că se rulează o fotografie în care eram într-una din secțiunile deschise în Castelul Corvinilor cu ocazia restaurării și am descoperit un fragment dintr-o piatră profilată. Ei, acea piatră profilată, dincolo de valoarea ei artistică, valoarea, eu știu, obiectului în sine, este foarte importantă informația pe care acea piatră profilată o transmite. Este foarte important faptul că acea piatră profilată ne poate
proiecta într-un moment foarte precis din existența castelului. Ei, și acest aspect este cel care este un extrem de important pentru un arheolog. Revenim, dragii mei, nu l-am întrerupt, l-am lăsat să povestească, rulează poze cu Sorin din tinerețea lui. Perioada despre care ne-a povestit e din anii facultății. Și acum vine întrebarea. Eu știam, de-a lungul timpului noi am mai povestit toate astea și nu l-am întrebat niciodată. Te-ai gândit în anii aceia, când tu făceai cercetare în facultate, la castel, că vei ajunge să spui că castelul e casa ta, pentru că tu, pentru tine, e a doua ta casă? Nu știu dacă o să ajungem la poveste, nu știu care ți-i prima familie, alături de soția, mioara, fiul sau familia de la castel. Nu știu, reușești să pui locul întâi și locul doi vreodată? Nu cred. Acum depinde de situație. Depinde cine este întrebat. Așa, soția, da. Spre exemplu, chiar mi-a reproșat la un moment dat că dacă m-aș fi implicat în ceea ce privește casa noastră, măcar pe jumătate, cum mă implic la castel, cu siguranță am fi într-un cu totul și cu totul alt punct. Și o să revenim că mai avem poze, nu mergem chiar atât de repede înainte. Rămânem la anii facultății. Dragii mei, tot ce ne-a povestit despre cercetarea de la castel, el nu avea nicio legătură cu castelul de la Hunedoara. Astăzi, la pas, săptămâna trecută chiar ne-am plimbat amândoi prin curtea castelului și mi-a arătat. Te gândeai în acei ani că vei ajunge să, nu știu, să fii așa acasă la castel, la tine acasă, la... Cu siguranță, la momentul acela, nu mă gândeam că o să ajung să lucrez la Muzeul Castelul Corvinului. Evident, îmi doream chestiunea aceasta, dar era greu de crezut pentru mine la acel moment, mai ales că veneam, adevărat nu e foarte departe, dar la momentul ăla o priveam ca și altă zonă. În anii 2000 până prin 2003-2004-2005, Hunedoara mi se părea foarte departe, având în vedere și infrastructura rutieră. Deci era un drum de o oră și până la Hunedoara. Ca urmare, în timpul facultății, pot să zic că îmi doream să activez la Muzeul Castelul Corvinului, îmi doream să activez în zona Hunedoarei profesional vorbind, dar sincer nu credeam că ar fi posibil. Șansa asta însă a venit probabil ajungem la momentul și la ea. Oportun, potrivit. Că nimic nu e întâmplător, eu până la urmă nu le las din ale mele. Ajungem și acolo. Telespectatorii văd poze, o să revenim la ele pentru că vreau să ne povestească. Spre deosebire de mine, Sorin a făcut un pas către casă și acolo, acasă, în județul Alba, el, l-ați auzit, se gândea că e departe, adică în mintea lui el se gândea, locuiesc la Sebeș și fac naveta la Hunedoara, era într-adevăr destul de greu în acei ani. După Sibiu nu ai venit spre Hunedoara, ai plecat spre alte școli. Unde ai plecat de la Sibiu? După terminarea facultății, timp de 2 ani, am predat istoria la Sebeș, la Colegiul Lucian Blaga. Exact ce spuneam, dragii mei, el s-a întors acasă, e unul dintre, spre deosebire de mine, el a făcut un pas către casă și acum mergem aici. În ce an v-ați căsătorit? În 2001. Rosi, te rog, vreau poza aceea foarte veche de la liceu, pentru că ce e foarte frumos în povestea prietenilor mei, eu nu am copilărit în ghilimele doar cu Sorin, ci am copilărit și cu soția lui Mioara, o salutăm pe această cale.
tot o să beșancă. Deci nici măcar nu l-a atras căsătoria în zona Hunedoarei, pentru că ei s-au căsătorit și aici e o poză din frumoasa tinerețe, în colțul din stânga, jos, da? Văd două poze acolo? Zic bine? Povestește-ne! Da, într-adevăr, chiar discutam aseară cu un prieten pe marginea pozei faptul că fizionomia în cazul meu s-a schimbat mai mult decât în cazul soției. Deci Mioara încă e ușor de recunoscut, în schimb schimbările la mine sunt mai vizibile comparativ cu anii liceului. Trebuie spus, într-adevăr, cu soția mea am fost colegi de clasă, ulterior devenind colegi de bancă în anii terminali. Dragii mei, am ținut mult să povestim despre asta. E foarte interesant cu doi oameni care amândoi au tras către casă. Mioara a terminat filologia. Jurnalist. Nu pot să cred. Eu de ce am reținut? Uite, vezi, am dețin date eronate. Și uitați-vă la ei astăzi, dragii mei. Aceeași pasiune? Da, într-adevăr, e adevărat, în cazul soției trezită mai târziu, i-a luat 4 ani până să-și facă curaj să mă însoțească în plimbările cu motocicleta, dar odată ce a prins-o microbul, a devenit, cred că, mai pasionată decât mine de... Foarte frumoase pozele, eu am insistat, am zis mi dai tu pozele sau le aleg eu, dar foarte frumos, pentru că, dragii mei, sunt neschimbați așa cum eu i-am cunoscut cu ani în urmă. Se încurajează unul pe celălalt și ce e foarte impresionant și am vrut să aducem celor de acasă să înțeleagă că oamenii aleg la un moment dat un alt loc acasă. Deși Sorin și-a dorit foarte mult să se întoarcă la Sebeș, până la urmă a luat drumul Hunedoarei. Dar hai să terminăm să-mi povestești. Tu, după facultate, ai predat la Sebeș. Totuși, școlile nu s-au oprit aici pentru tine, pentru că tu ai continuat să studiezi. O trecere în revistă a studiilor și să înțeleagă și telespectatorii că până la urmă atunci când tu spui adevărul istoric, știi ce spui. Eu asta vreau să înțelegem noi toți. Într-adevăr, după, sau de fapt în perioada în care am predat la colegiul din Sebeș, am continuat și studiile. Imediat după terminarea facultății am optat pentru masteratul conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, tot la Sibiu, dintr-un motiv cât se poate de simplu. Obiectivul din start a fost acela de a lucra în muzeu. Ca urmare, acest masterat, consideram eu la acel moment, este unul cât se poate de oportun pentru că îți poate deschide mai multe uși spre muzeu. Adică în sistemul muzeal din țară, posturile nu sunt foarte numeroase și, ca urmare, consideram eu că acest masterat pe conservare și restaurare este de natură de a-mi deschide uși suplimentare spre muzeu. Adică dacă nu pot activa ca arheolog în cadrul unui muzeu, poți activa ca și conservator sau ca și restaurator. Ca urmare, în această perioadă, între 99 și 2001, am făcut aceste studii de masterat, tot la Sibiu. Doctoratul însă a venit după ce m-am angajat la muzeu. Aceste ultime studii nu au constituit un obiectiv la acel moment. Vorbim de anii 2001. Modul în care eu personal puneam problema a fost unul cât se poate de simplu. Pentru a te apuca de doctorat în domeniul arheologiei, el este necesar o perioadă de minim 5 ani în care să activezi în muzeu, în care să te perfecționezi pe un subiect anume, și abia după aceea
dobândești, eu știu, experiența necesară care până la urmă ți însuflă curajul de a porni la acest drum până la urmă dificil, și aici este vorba de studiile doctorale. Niște studii pe care nu le faci oricum, costă bani, cercetări, ai nevoie de liniște, ai nevoie de concentrare și ai avut vreodată sentimentul ăla de renunțare? Adică ți s-a părut, pentru că e un domeniu în care nu există ceva ce poți învăța. Adică istoria o cercetăm și azi și mâine și există posibilitatea ca apoi mine să apară ceva care să schimbe toate cercetările de acum 10 ani. Ai avut vreodată momentul ăla în care să spui am ales greșit în viață? Nu, nu, nu. Sunt unii dintre cei privilegiați, consider eu, care practică meseria pe care și-au dorit-o. În cazul nostru, ca și arheologi, putem vorbi și de hobby în același timp, pentru că mi-amintesc vorbele lui Tibi Mariș, fost arheolog și la un moment dat și director al Muzeului Castelul Corvinilor, și în care și care spunea, măi, zice, ăștia după ce că ne lasă să facem ce ne place, ne mai și plătesc. Foarte frumos, da. Cam așa este cumva și cazul nostru, și pentru care meseria reprezintă în același timp și hobby-ul. O dovadă în plus în direcția asta, am trăit-o, dacă pot să spun așa, pe malul Mureșului, până să vin la Hunedoara, în timpul liber mai mergeam la pescuit. Ei, după ce m-am angajat la Muzeul Castelul Corvin, la început cercetarea arheologică și așa mai departe, am mers într-o după-amiază să mă relaxez la pescuit. Ei, și perioada aceea, nu știu, cred că vreo oră am reușit să stau acolo, am început să mă enervez pe mine însumi, gândindu-mă, uite cum pierd vremea stând pe malul Mureșului, în condițiile în care aș fi putut introduce în baza de date în timpul ăsta nu știu câte fragmente ceramice. Ăla a fost momentul în care am renunțat la tot ceea ce înseamnă pescuit. Taică-meu este un personaj mai pasionat decât mine, ca urmare tot ce am avut sculă pescuit le-am dat și am renunțat la acest hobby în favoarea arheologiei. A fost o perioadă între anii 2006 și 2014, a fost o perioadă în care am fost destul de mobil, am mers pe numeroase șantiere arheologice în zona Hunedoarei, în Banat, în, eu știu, în Cheile Turzii, și a fost o perioadă care, așa cum spuneam mai devreme, m-a ținut cumva departe și de familie, m-a ținut departe de ceea ce consideram eu până atunci că reprezintă hobby-uri, și m-a acaparat, dacă pot să spun așa, pentru că pe lângă cercetarea de teren, arheologia presupune puțin mai mult, odată cu introducerea informaticii în acest domeniu. Ne-am trezit noi ca istorici și eu în cazul acesta de a fi necesară alcătuirea bazelor de date. A trebuit să învățăm ce sunt acele baze de date, pentru că erau chestiuni care erau chestiuni care la momentul potrivit, la momentul la care ni s-au predat, nu am considerat că ne sunt utile, pentru că nu știam care sunt și posibilele legături între informatică și arheologie. Ei, toată această informație a venit ulterior, am realizat importanța bazelor de date și până la urmă a serierilor și analizei matematice, care tinde să devină până la urmă obiectivă. Un cercetător poate ajunge la niște concluzii, dar oricât am vrea noi să fim obiectivi, acele concluzii sunt supuse
gândirii și trăirilor celui pe care celui care studiază. În schimb, această analiză matematică este una care este obiectivă și care vine cu argumente puternice în ceea ce privește concluzia la care un cercetător a ajuns și concluzie pe care, bineînțeles, trebuie să o împărtășească cu colegii de breaslă, dacă pot să spun așa, și cu, în ultimul rând, cu publicul. Pentru că, în final, această cercetare arheologică se adresează, pe de-o parte, oamenilor de știință, dar în același timp trebuie să se adreseze și publicului larg. Evident, este important ca și publicul larg să știe ceea ce facem, să conștientizeze importanța muncii pe care un arheolog o face și care este aceea de a, până la urmă, descoperi trecutul. Este trecutul unui loc, este trecutul unei construcții, este trecutul unei comunități. Toate aceste obiective, până la urmă, abordate de un arheolog, sunt, cred eu, la fel de importante și puse toate în comun ne creionează istoria unei întregi zone. Nu-l scoatem. N-avem cum. Istoria e pasiunea lui. Eu nu înțeleg cum a fost convins să treacă la muncă de birou. Deci mereu am avut întrebările astea, pentru că eu mereu povestesc cu el, ajungem în această zonă, ați văzut el acolo, cercetare, face, drege, nu, punct, nu rămâne, nu trece mai departe. A făcut o alegere la un moment dat. Acum, prima alegere a fost de ce Hunedoara și te întreb, așa, știi, puteai alege altă zonă din țară, pentru că deja... știm, puteai alege orice altceva. De ce ai ales Hunedoara? Și cum ai convins-o pe Mioara să vină la Hunedoara? Și astăzi sunteți acasă, dau din casă. Săptămâna trecută la o poveste, Mioara parcă s-a acomodat mai bine decât tine la Hunedoara. Parcă e mai acasă. Încerc să-l fac să zâmbească. Eu cred că nu am ales eu Hunedoara, ci Hunedoara am ales pe mine. Așa. Pentru că în anul 2005, undeva prin, nu știu, mai țin minte exact, noiembrie-decembrie, cei care ulterior au devenit colegii mei de la Hunedoara m-au sunat și mi-au spus că s-a scos la concurs un post de muzeograf la Muzeul Castelul Corvinilor. Acela a fost momentul în care am pus punct activității pe care o desfășuram la vremea aceea în Sebeș. Lucram la o firmă elvețiană, eram reprezentant comercial. Deci eu la muzeu am venit din vânzări, ca să spun așa. Așa. A avut loc o scurtă consfătuire cu soția, dar zic scurtă pentru că nu a fost dificil absolut deloc să decidem că da, ok, o să ne mutăm la Hunedoara. Încă mi este proaspăt în minte un episod pe care l-am trăit venind de la Cluj spre Sebeș și în momentul în care am trecut pasajul la Turda, de pe pasaj în depărtare, am văzut colegii de la muzeul din Turda și probabil de la Universitatea din Cluj care desfășurau cercetări arheologice în casul roman de acolo. Au fost niște sentimente greu de descris, dar și acum în mintea mea este la fel de, sunt la fel de proaspete acele sentimente și am considerat că nu numai banii contează pe lumea aceasta, este foarte important să îți placă ceea ce faci, este foarte important să mergi cu plăcere la locul de muncă și nu primul gând să fie luni dimineața, mai sunt 5 zile până vineri. Corect. Ca urmare, decizia a fost una ușor de luat de a susține acest concurs la Muzeul Castelul Corvinilor și la 1 mai 2006 ne-am mutat în Hunedoara. În ceea ce privește
în ceea ce o privește pe Mioara, pe soția mea, aici cred că a fost ușor manipulată, pentru că momentul în care am ajuns în Hunedoara la 1 mai a fost unul cât se poate de bun. Și aici îmi amintesc că remarca lui Mircea Diaconu, făcut aici la Deva, care timp de o jumătate de oră la o întâlnire cu dânsul ne-a povestit cât de oportun și de plăcut este să vizitezi România în luna mai. Și când am ajuns, deci Hunedoara este un oraș în continuare cu multă verdeață, are pe în centrul civic acei castani care primăvara înfloresc. Acela a fost momentul în care am ajuns în Hunedoara. Evident, pentru mine a fost mai ușor datorită faptului că în urma cercetărilor arheologice desfășurate în timpul facultății cunoșteam într-o anumită măsură orașul, cunoșteam colegii de la muzeu. În schimb, soția mea a apărut într-o zonă total străină în care practic cunoștea două sau trei persoane și atât. Pentru ea cred că a fost mai dificil, dar fără suportul ei, cu siguranță nu aș fi unde sunt astăzi. Este o persoană care într-adevăr m-a susținut necondiționat și care mă susține în continuare. Eu sper să o cunoaștem pe Mioara, să o convingem să vină alături de noi, pentru că are foarte multe de spus. Eu cred că o să povestească mult mai... O să fac o emisiune cu Mioara, să povestim din copilărie, pentru că eu cred că o să fie mai deschisă. Domnul Sorintin, că e mult prea serios. Vreau să spună că Mioara, greșesc cu ceva, scrie-ne sau mai târziu când vezi emisiunea, dacă nu ești lângă noi. Dacă nu erau castanii înfloriți și veneai în toamnă, nu știu dacă rămâneai la Hunedoara. A fost momentul ales de Dumnezeu. Eu vă spun că nu e nimic întâmplător în momentul viață. Momentul a fost cât se poate de potrivit din toate punctele de vedere și ca urmare în 2006 am început activitatea ca muzeograf la Castelul Corvinilor. În schimb, munca administrativă pe care în parte o fac acum nu a fost vizată și se datorează primarului municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, care a văzut în mine ceea ce eu probabil nu vedeam. Nu m-am gândit nicio clipă că aș putea fi directorul Muzeului Castelul Corvinilor. Nu a constituit niciodată un obiectiv această funcție pentru mine. A fost, în schimb, un acces de încredere venit din partea domnului primar, care a considerat că sunt potrivit pentru a desfășura această activitate. Acum, în măsura posibilităților, încerc să mai ajung în contact cu cercetarea arheologică, încerc să mai ajung în depozite. Ca urmare, și pe parcursul acestor ani sunt o serie de articole științifice pe care le-am publicat. Sunt articole care le-am publicat individual sau sunt articole care le-am publicat în colaborare. Cred că ultimele articole pe care le-am publicat sunt în colaborare cu doamna Rodica Ion de la ICECHIM și care vizează o serie de cercetări fizico-chimice realizate pe fresca din Castelul Corvinilor sau pe diferite obiecte. Din păcate mai avem foarte puțin timp, dar colegul meu Rossi a uitat să mă anunțe că ne pregătim să ieșim din emisie. Te rog, Rossi, o poză cu familia, despre care astăzi am povestit, că nu am povestit doar despre Sorin. Fiul tău, îți urmează pasiunea pentru istorie? Nu. Știam răspunsul. Acum este încă mic, zic eu, dar este... Mic. Câți ani are? Face 14... Mic. E are, mic. Are 14 ani, dar așa cum se vede din poze, este un obiectiv al meu personal, acela de a-i insufla
într-o anumită măsură, atât cât se poate, dragostea pentru ceea ce înseamnă istoria acestor locuri. Încerc să călătoresc cât de mult pot, încerc ca aceste călătorii aici este una dintre comorile găsite la castelul de la Sfântă Mărie Orlea, este acel joc geocaching foarte popular pe un anume segment și în care l-am angrenat și pe fiul meu și mergem împreună să găsim aceste comori care de cele mai multe ori sunt puse în preajma sau în aceste obiective istorice. Foarte frumos. Nu se știe niciodată când reușesc să-i prind la oaltă, dragii mei. Va trebui să ne luăm la revedere pe repede înainte, deși aș mai fi stat la o poveste. Eu aș trage așa o concluzie și poate Sorin să mă contrazică sau să fie de acord cu mine. Ai găsit la Hunedoara locul acasă, oamenii, cei cu care lucrez, colectivul de la castel, nu știu, în primărie, e locul ăla pe care poți să spui că e acasă? Da, la momentul de față pot să spun că Hunedoara a devenit acasă, ca și perioadă de timp, tinde să devină locul în care am stat cel mai mult, chiar mai mult decât în Sebeș, pentru că de-a lungul vieții m-am plimbat puțin, perioada copilăriei până în 6 ani am petrecut-o la Câmpia Turzii, un oraș mai mic, dar asemănător cu Hunedoara, după care am ajuns la Sebeș și iată, în final am ajuns la Hunedoara, unde putem spune că suntem acasă la Hunedoara, atât datorită locului în sine, cât mai ales datorită oamenilor. Deci am găsit în Hunedoara niște oameni extrem de calzi, niște oameni care atunci când ai nevoie te ajută. Iar în ceea ce privește domeniul de activitate, putem zice că în momentul de față, la castel și în primărie pe ansamblu, avem de-a face cu o adevărată echipă. Este o echipă alcătuită, evident, de către domnul Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara. Este o echipă în care lucrează extrem de intens, extrem de strâns, se întrepătrunde și rezultatele zic eu că se văd. Sunt proiecte de restaurare care sunt în derulare și la castel și în jurul castelului. Sperăm ca în scurt timp să vorbim de un alt obiectiv muzeal în Hunedoara. Toate aceste, până la urmă, realizări și toate aceste activități, modul în care această echipă din cadrul primăriei Hunedoara per ansamblu, pentru că sunt nevoi care pot fi sau sunt îndeplinite de alte compartimente. Deci este o colaborare extrem de fluidă cu, ceea ce înseamnă colegii de la proiecte, dar și cu colegii de la urbanism sau cu colegii de la administrarea domeniului public. Dragii mei, asta va fi o altă emisiune. Până aici ne oprim. Activitatea de la castel a domnului director nu va lipsi de la Dale Dimineții și nici de la Hunedoara în direct, acolo unde colega mea Petronela Tămaș de-abia vă așteaptă să ne povestiți ce lucruri minunate faceți acolo la castel. Astăzi am povestit despre proiectul Viață și despre oameni alături de oameni, pentru că ne aducem aminte, acolo la Hunedoara l-avem pe domnul primar, domnul Dan Bobouțanu, îl salutăm pe această cale și îl așteptăm curând la noi. Felicitări! Și mulțumesc pentru emisiune! Mulțumesc și pentru felicitări, mulțumesc pentru invitația la emisiune. În continuare, pentru telespectatori, le urez un sincer la mulți ani cu ocazia acestei zile, zic eu, în continuare importante și să ne vedem sănătoși și la alte emisiuni la dumneavoastră. În curând o să venim cu proiecte de la castel, dragii mei. Mâine dimineață alături de mine un alt om care vine tot de acolo, tot de acasă, de la Hunedoara, tot din echipa acelui primar. Domnul director al Spitalului Municipal Hunedoara, domnul Radu Budaie, vine să ne părtășească, la fel ca și invitatul de astăzi, despre pasiune, despre pasiuni, hobby, cum ajungi să fii director și cum ajungi să schimbi lucrurile
acolo, acasă, la Hunedoara. Până mâine dimineață, vă spun, vă iubesc și la mulți ani!